Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitații mei din această seară sunt Nicușor Zanfir, blogger din Brăila. Bună seara, Nicușor. Bună seara. Și Mihai Costache, jurnalist din Galați, fost moderator al acestei emisiuni. Cred că era mai obișnuit cu scaunul acesta al meu până în 1900, până în 2012. Bună seara, Mihai Costache. Fost, dar nu chiar așa de mult. Lasă, dacă stăm și contorii sunt de când ne știm noi, cred că 1998 se numește. Era da, la radio. Da. Uite, doi oameni foarte... 20 de ani. Da, doi oameni foarte bine conectați la ceea ce se întâmplă în comunitățile din Galați și Brăila. Și o să încep cu a vă întreba, ce se întâmplă bine în orașele Galați și Brăila? Nicușor. Ce se întâmplă bine? Bine. Asta e întrebare capcană? Nu, ce? Ce se întâmplă bine e că se asfaltează străzi și trebuie să ne lăudăm cu treaba asta. Trebuie, nu? Da, pentru că nu s-a mai asfaltat și nu, lumea nu știe ce e la asfalt. Cam asta este opinia mea din modul în care este scos în evidență acest proces tehnologic, altfel nu-mi explic. Și faptul că se asfaltează străzile este un lucru așa, cum să spun, e vârful organizării sau vârful reușitelor unei administrații moderne, domnule, asta este formularea. Conduse de un, de un lider. Deci momentul în care se asfaltează o stradă nu este o stare de normalitate, ci este o mare reușită administrativă. Ca și cum mai face o piramidă. Imperiul Persan asfalta în anul 980 la Baku. Scotau asfaltul direct din pământ și îl puneau pe drum. Se întărea și asta era tot. Și noi în 2018 încă ne bucurăm de binefaceri. Bine, nu numai în oraș, și în județ la fel se întâmplă acest proces tehnologic. Este această invenție care cred că anul ăsta a fost descoperit asfaltul la Brăila. Altfel nu-mi explic. Și, dar ca să închei această ușoară ironie, nu știu ce se întâmplă bine. Sincer, la momentul ăsta în Brăila nu știu ce se întâmplă bine sau ce este bine. Pentru că lucrurile au intrat așa într-o stare de ușoară indiferență la tot ce se întâmplă, cred. Lumea își vede de treabă atât cât poate și care mai are treabă, pentru că în afară de a se deschide supermarketuri și hipermarketuri, nu prea văd alte lucruri care să producă. Bine, dacă exceptăm Miyazaki, unde, hai să spunem că acolo a fost așa o bomboană mare pentru oraș. Deși vorbele spun că nu se știe cât vor mai sta pe acolo. La momentul actual totuși este un investitor care a ajuns în zona Galați-Brăila, care a ajuns la Brăila, la Galați. Și s-a și dezvoltat după ce a deschis investiția. Dar, repet, cred că prea puține lucruri se întâmplă bine sau sunt bune acolo în orașul ăla și în județ, pentru că cred că nu se vrea. Nu că nu se poate. Cred că nu se vrea. Se face lucruri și lumea este spălată pe ochi așa cu aceste reușite asfaltice, încât ce să ceri? În afară, dacă ai primit un abonament la autobuz gratis, ești copil sau pensionar, mergi gratis cu mașina Braicarului, este un lucru iarăși o reușită a administrației. Nu înțeleg care sunt argumentele pentru care dai un abonament gratuit unui elev în vacanță. Dar asta ține iarăși de această deschidere a minții către lucruri bine făcute. Nu înțeleg. Da, mă rog. La Galați ce se întâmplă, Mihai, din punctul tău de vedere? Nu, și în Galați, și în Brăila, și în toată România, eu cred că este și o parte bună. Eu chiar văd că este o parte. Partea bună este că se vede. Se vede. E datorită internetului, telefoane, poze, păreri și mai departe. Lucrurile se văd. Se vede când se asfaltează, se vede cât de gros este asfaltul, se vede dacă este înlocuit stratul de fundație, ca în ce pietriș s-a pus acolo, dacă s-a pus. Pentru că vorbim de arheologie. Punem asfalt, da, fundația o adaptăm la noile condiții de trafic sau la noile valori de trafic? E mare întrebare. Stratul de pietriș de dedesubt
nu mai este necesar sau dacă îl lași la fel ca cu 40 de ani sau 60 de ani când s-au făcut, 80 de ani când s-au făcut primele străzi asfaltate pentru trafic în rutier, trafic auto, până atunci eram cu căruțele mai degrabă în Galați sau în Brăila, mai săpăm de desubt și vedem ce este. Deci, sunt fotografii pe internet, arată lucrări de asfaltare din Galați în ultimii, să zic, 10 ani. Și acolo se vede foarte clar că era o problemă la asfaltare, la asfaltările făcute cu precădere după 90. La un moment dat, în anii sfârșitul anului 50, începutul anului 60, a fost asfaltată în Galați strada Brăilei. S-a asfaltat fain frumos strada Brăilei, dar făcută așa cum după normativele din perioada respectivă. Stratul de pietriș, stratul de fundament, argila, tasară, așa. Ulterior, în anii 70, s-a mai asfaltat odată. Au curățat deasupra, au înlocuit ce era de înlocuit, au tasat din nou. Dar după 90 lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat. După 90 s-a pus direct asfaltul. Și în momentul în care au fost făcute asfaltări, sau mai exact când s-au făcut, s-au săpat șanțuri pentru conducte și alte minuni în Galați, se vedea ca la arheologie, ca la dinozauri. Te uitai în săpături, în secțiunea drumului și se vedea stratul de asfalt pe vremea lui Caroldina, să spunem. Deasupra era stratul de asfalt pe vremea lui Durbacă. Deasupra era stratul de asfalt. Cu următoarea mică problemă. S-a dat asfalt pe deasupra. Nefiind înlocuită fundația drumului, apa s-a scurs. Prin crăpăturile din asfaltul de desubt s-a scurs până jos. Ori asta este problema drumurilor în România. Și în urban, și în drumuri naționale și mai departe. Și de ce spun că e bine? E bine că se vede. Dacă nu vedeam pozele alea pe internet, nu-mi dădeam seama. Mihai, mi-ar plăcea să pot să-ți dau dreptate sau să te contrazic. Din nefericire, astăzi când vorbim, n-am cunoștințele necesare referitoare la ceea ce trebuie pentru asfaltarea corectă, trainică a unei... Am avut ocazia să citesc manualul de lucruri publice al municipiului Berlin, primăriei Berlin. Îl nebunești. Deci aia stabilesc câte pietricele trebuie să fie pe metru pătrat, care este grosimea lor, cât de mari trebuie să fie pietricele de funcție de trafic. De ce fel de mașini trec pe acolo? Cu greutate mai mare, greutate mai mică, cât au pe urs? Asta este o informație. Acele manuale, da? Cred că ar trebui la un moment dat să fie traduse și aduse și aici, la administrațiile din Galați și Brăila. Da. Sau măcar să aibă cineva cunoscător de limba germană. Da. Stai bine în bibliotecă. Da. Domnul, ușor pesimiști, așa eu, văd. Nu se întâmplă nimic bun nici în Galați, nici în Brăila. Uite, vă dau eu o veste, s-a întâmplat astăzi ceva bun. Poftim? Copleșiți-mă. Da, atât în Galați cât și în Brăila. Dom'le, a început anul universitar. Studenții din Galați și din Brăila au mers astăzi la cursuri și cred că ar fi bine să le urăm acestor oameni să aibă un an cu multă baftă, cu multă distracție și foarte puține, chiar spre deloc, restanțe. Chiar cam să vorbim la începutul emisiunii, că e o perioadă destul de tulbure din punct de vedere politic sau al administrației publice locale din zona Galați-Brăila. Dacă ar fi să-i luăm, să le dăm crezare celor din administrațiile Gălățeană și Brăileană, am spune că, domnule, totul, aceste două unități administrativ-teritoriale sunt niște șantiere uriașe, că totul se construiește, totul se reconstruiește mai mult decât s-a întâmplat în ultimii 29 de ani de la Revoluție încoace. Dacă e să-i asculți pe cei din opoziție, o să vezi că spun, domnule, stăm prost la capitolul șomaj, stăm prost la oportunități de a face. Până la urmă, lumea pare ușor blazată, nu credeți? Adică nu am văzut oameni care să protesteze foarte tare pentru sau împotriva ceea ce nu se întâmplă bine, nici în Brăila, dar nici în Galați. Dar lucrul ăsta este reglat de multă vreme de cei care conduc administrațiile locale. L-au reglat prin aceste mici cadouri făcute acelei pături sociale care este ușor de manevrat și dusă unde trebuie și ținută pe silent, așa. Adică, deci nu e presiunea rezultatului viitor? Nu văd deloc. Nu. S-a așezat pe o poziție din asta de astăzi. De ce nu spui că de astăzi au crescut și pensiile la 100.000 de români? N-au venit încă fluturașe, nu i-am văzut. Doamne ferește, iar din punct de vedere, adică îmi place să cred că mai am ceva de activitate. Dar zic așa că, deci și asta
funcționează în subconștientul multora. S-a mai dat ceva. Nu s-a luat. De ce să riposteze? De ce să... Deci statul să ne dea ceva. Să ni se dea. Asta este expresia. Să ne zică măcar că a dat. Chiar dacă nu dă, dar măcar să ne zic. Nu, eu știu niște cifre legate, de exemplu, de șomaj. În Galați, acum 2 ani, erau 19.000 de șomeri înregistrați, în plată și ieșiți din plată. Între timp, suntem la 12 sau 13.000. A scăzut șomajul. Știrile ieșite în public sunt ușor triumfaliste. A scăzut șomajul. Și, într-adevăr, și la Galați și în toată țara a scăzut numărul persoanelor aflate în evidența a JOFM. Că aici vreau să fac o conexiune cu Iazaki. Nu a scăzut numărul persoanelor aflate în șomaj care nu muncesc. Pentru că m-am uitat și în partea cealaltă a statului de plată. M-am uitat să văd, a crescut numărul angajaților. Rămânem în continuare în zona 120-122 de mii de persoane angajate în municipiul Galați. În municipiul Galați, în județul Galați. Angajate sunt plătitoare de, pentru pilonul 1 la Casa de Pensii. Adică cei care realizează venituri din, din salarii. Ori asta este o veste ciudată. Păi unde se duce diferența? 5.000 au plecat. Unde se duce diferența? Se duce diferența cel mai probabil în munca la negru. Diferența se duce în străinătate, probabil tot în munca la negru. Sau se duce în pensii. Pentru că o persoană aflată în șomaj își încetează calitatea de înregistrat în evidențele a JOFM-ului și la Galați și în Brăila și pe așa, în momentul în care se angajează. Nu este cazul. Am văzut poate că o fi cazul, pentru că din numărul celor salariați au ieșit unii și în pensie. Adică e o dinamică din trei surse. De acord, dacă numărul dar total totuși mă așteptam să văd o creștere semnificativă. Nu este deloc așa. Rămânem la 121.000 și ceva în luna iulie 2018, de angajat. Adică în miezul verii, când ar fi trebuit să fie ușor crescut. Pentru că șomajul atinge cotele mari iarna și cotele minime vara. La fel cu Iazaki. Eu m-am uitat ce s-a întâmplat în Brăila cu șomajul înainte și după apariția Iazaki. Nu s-a clintit. Rata șomajului în Brăila nu s-a clintit când a fost angajat Iazaki. Ceea ce înseamnă că Iazaki a angajat fie oameni care veneau de la... aveau un job și și-au... pur și simplu s-au transferat. Fie au angajat oameni care veneau din muncă la negru. Și erau formal... nu existau. Nu existau în registrele celor de la Agenția Județeană. Sau, între timp, alți întreprinzători au concediat astfel încât a rămas numărul de șomaj relativ constant. Dar șomajul în Brăila, înainte și după Iazaki, nu s-a clintit. Încerc să mă aduc, erau 6 sau 7.000 de șomeri înainte și au rămas la fel după aia. Scopul pentru care v-am invitat la emisiunea de astăzi este următorul. Amândoi ați fost implicați în campaniile electorale, atât în cea din 2012, cât și în cea din 2016. Nefiind candidați. Cunoașteți bine cam ceea ce s-a promis în aceste campanii electorale și stăteam și mi-aduceam aminte, am și revăzut niște materiale din perioada respectivă, din perioadele respective. Lucrurile, să știți că nu s-au schimbat radical. Ce s-a promis în 2012, s-a promis și în 2016. Da? Și vreau să facem astăzi o discuție, ce obținem în prima parte a emisiunii, despre ceea ce ni s-a promis în 2012, ceea ce ni s-a promis din punct de vedere electoral în 2016 și realitatea de astăzi, din 2018. Mm-hmm. Cum vedeți această dinamică a retoricii electorale versus... Nu e dinamică, e stagnare. Este stagnare. Retorica electorală stagnează, cam același lucruri, o să vă dăm, o să vă facem personal. Eforturile administrațiilor locale, din pricina presiunii politice în interior, gândiți-vă la un lucru, este mult mai simplu pentru o organizație de partid care numără, să spunem, 500 de membri dintr-un cartier, să impună primarului, fie că e din Galați, fie că e din Brăila, să asfalteze o alee,
în respectivul cartier, era vorba de asfaltări, decât să stea primăria și să se gândească care alee din care cartier să o asfalteze mai repede. Așa apar prioritizările în interiorul administrațiilor publice locale în România, nu vorbesc numai de Galați. Aici, ăsta este firul scurt, canalul scurt de informare și de feedback din cartier. Da, bine, n-aș vrea să ne raportăm numai la partea asta de asfaltare. Da, în 2012, în 2016 s-a vorbit foarte mult despre colaborarea dintre administrația publică din Galați cu cea din Brăila pentru realizarea unor proiecte mari. Și ți-aduc aminte aici, Nicușor Zanfir, despre podul peste Dunăre, despre zona metropolitană, despre spital regional și cred că mai sunt o grămadă de... Păi... Cred că toate lucrurile astea au rămas blocate. Undeva se dă vina dintr-o parte într-alta. De ce, domnule? Asta nu înțeleg. Ce stă la baza colaborării dintre Gălățean și Brăileni din punct de vedere administrativ? Banii? Că altceva? Păi, păcatele mele, dacă nu faci ceva, cu siguranță structura, nici nu o să ai bani. Structura juridică. Structura juridică numită zona metropolitană. Dar aici e vorba, nici cred. Măcar nu s-a mers nu să cred. Se dovedească lucrul ăsta sau să se spună, am mers de pe linia asta și am ajuns la concluzia că nu se poate. Toată lumea spune zona metropolitană Galați-Brăila. Nimeni nu pune întrebarea zonei metropolitane Galați sau zonei metropolitane Brăila. Nu, s-a vorbit despre zona metropolitană Dunărea de Jos, care prinde foarte multe unități administrative teritoriale. Da? Inclusiv Tolcea. Dar decât să nu facem o zonă metropolitană Galați-Brăila, mai bine decât să nu facem o zonă metropolitană Galați sau o zonă metropolitană Brăila, mai bine nu facem o zonă metropolitană comună pentru ambele. Nu, cred că e și orgoliu, cred că nu știu. Până la urmă nu mi-explic, pentru că s-au mai schimbat reprezentanții din vârful organizațiilor. Tot aceeași problemă. Noi am încercat, ei n-au vrut. Dacă mergi la Brăila, la fel. Noi am vrut... Corectați-mă dacă greșesc, dar în 2012 s-au câștigat alegerile pe proiectul zonei metropolitane. Și atunci apărea aici, în platoul emisiunii, venea candidatul de atunci la primăria Galați, Marius Stan, cu primarul Brăilei din vremea respectivă, domnul Aurel Simionescu, cu Gheorghe Bunea Stancu, prin telefon intra doctorul Bacalbașa, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Ba mai mult, îl aduceam în telefonic și pe președintele Consiliului Județean, Tulcea, domnul Teodorescu. Da. Toată lumea vorbea la unison, facem un proiect, construim și pot, o zonă metropolitană. Aveam, dacă ții minte, Mihai, aveam o reprezentare video foarte spectaculoasă venită de la domnul Gheorghe Bunea Stancu. Da, cum arată da, da. Zona metropolitană, cu acele lacuri de acumulare, cu acel palat administrativ. Conceptul foarte corect făcut. Foarte frumos. Adică l-au făcut niște specialiști care au înțeles de fapt care e și problema Galațiului, care e și problema Brăilei, da. Aglomerație. Au câștigat alegerile, după care la Gălățeni nu s-a votat această constituire a zonei metropolitane. De ce? A apărut acel scandal între pod și tunel. Gălățenii voiau să construiască un tunel pe sub Dunăre, brăilenii mergeau tot pe chestia podului. Deci? Nimeni n-a reușit să-mi povestească de aici din Galați care motivul pentru care s-a renunțat la acel proiect. Da? Acum au venit în 2016 și ne-au spus, domnule, tura asta, dacă vom câștiga de la același partid politic, vezi, dragă doamnă, Marius Stan era venit pe linia PNL-ului, dura asta chiar o să facem, întoarcem Galațiu și Brăila cu sus în jos sau invers. Nu se colaborează. Nu se colaborează. Nu se vrea. Dar de concluzie eu nu am. Păi ce probleme au socialdemocrații din Galați cu cei din Brăila de nu colaborează? Socialdemocrația. Uitați-vă și dumneavoastră la ce s-a întâmplat în interiorul PSD. Filiala Brăila condusă de domnul Tudose foarte ferm împotriva lui Dragnea. Deci s-au ridicat împotriva lui Liviu Dragnea cu fermitate. Dacă nu chiar primii au fost care... Deci, partea gălățeană, o tăcere ușor, silențiul lugubru. Nu s-a spus nimic. Nici de da, nici de nu, nici de să vedem, nici de să ne împiedicăm. Nu au avut niciun fel de părere, nici pro, nici contra.
Da, nu a fost o declarație venită de la Bruxelles, de la președintele partidului, în care a lăudat foarte tare și guvernul și administrația. Îmi cer scuze, m-a scăpat. S-a scăpat, sigur că da. Nu, deci administrația Gălățean a fost, echipa social-democrată din Galați a fost de partea lui Liviu Dragnea, sigur. Și cam aici, cam aici este răspunsul. Pentru că până la urmă, cam tot ce înseamnă dezvoltarea comună, poate fi decis tranșat mai degrabă prin București decât între Galați și Brăila. Păi asta nu este bine. Asta adică e cineva nebunie. De la București fie ajută, pune pe jar cărbuni, îi pune la treabă, fie le spune, băi, stați cu minți. Că asta e treaba noastră. Sau nu se face deloc. Partea bună este că înțeleg că vor fi demarate cu toate eforturile financiare de pe lume, lucrările pentru cel pod Galați-Brăila. Aici aș avea, aici aș avea niște întrebări. Niște de ultimă oră. Vă ascult. Niște întrebări. Nu. Deci cum este cu podul? Că până la urmă am văzut declarația doamnei Corina Crețu, cea care i-a îndemnat pe cei de la Ministerul Transporturilor să vină mai repede cu proiecte mature pentru România. Și a nominalizat podul de la Brăila. Da? Spunând că în momentul actual, pe masa Comisiei Europene, există un singur proiect mare pe această mare infrastructură. Era vorba despre acea linie de metrou, Gara de Nord, Otopeni. Alt proiect nu există. Am scris despre chestia asta pe site-ul reperul.ro și au început o grămadă de discuții. Dom'le, stați că nu, dezinformați, că nu este adevărat. Dar îmi permiteți o să vă și citez. Domnul Iulian Francis Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila, spune domnia sa în presa brăileană, citez, contractul a fost semnat. Acum sunt etapele premergătoare, respectiv descărcarea de sit arheologic și așa mai departe. După ce se finalizează ăstea, se depun toate pentru a lua bani. Se fac exproprierile, descărcări de sit arheologic și mutarea de utilități. În momentul în care se vor finaliza aceste lucruri, se vor depune facturile pentru decontare la Comisia Europeană. E foarte simplu. Deci, contractul a fost semnat, depunem facturile la Comisia Europeană. Procedura e foarte simplu, zice domnia sa. Pe partea cealaltă, domnul Mihai Tudose îl cam contrazice și spune, citez acum extract din declarația domnului Tudose, repet, proiectul încă nu a fost depus la Bruxelles, dar suntem în termen. Domnia sa, doamna Corina Crețu, a atras atenția și pentru alte proiecte. Tot ce a enumerat domnia sa pe zona cale ferată, pe infrastructură rutieră, inclusiv podul, se referă strict la ideea să nu cumva să ieșim din termen. Iar termenul la pod este practic până la terminarea lucrării. Cum să spui că termenul de depunere a proiectului de finanțare, deci să semnezi Comisia Europeană contractul de finanțare, e până la terminarea lucrării? Păi banii cine ți-i dă, omule? Ministerul Transporturilor n-are. Exact. Deci nu se termină lucrările. Dacă nu de Ministerul Transporturilor, lucrările nu se termină. E un celebru banc sovietic, dacă îmi permiteți. Anchetatorul prinde pe cetățeanul Ițac Rabinovici cu niște dolari în noptier. Și îl întreabă pe cetățean, de unde ai bani? Din sertarul de la noptier. Păi și cine a pus acum? Nevastă mea. Păi și de unde a avut? I-am dat eu. Păi și tu de unde ai luat? Cetățean închetator, v-am mai spus, din sertarul de la noptieră. Exact așa deci este. Se învârte totul așa. Exact așa este. Nu facem pentru că nu avem bani, nu putem să cerem pentru că nu facem. Nu, tura asta facem, domnule, facem, sunt și bani, e și proiect, nu știu dacă e semnat, unul spune că este semnat, altul spune că nu este semnat. Cert este că doamna Corina Crețu, comisarul european, spune foarte clar, domnule, în momentul de față, singurul mare proiect pe care îl avem în analiză este acest metrou între Gara de Nord și Otopeni. Am avut o observație la un moment dat legat de podul între Gara și Brăila. Discutam cu un prieten, amic brăilean, care, noi facem pod. Da. Și Vaduoi. Pod este peste Dunăre, este și la Vaduoi. Vaduoi se separă un model de dezvoltare astfel încât să urmeze Galați sub Brăila, pod este și la Giurgiu, 200 de ani, poate mai mult. Ți se pare Giurgiu un oraș dezvoltat, astfel încât să spun, data, am făcut podul și gata, aici o să curgă lapte, miere, o să ne năclăim pe stradă. Pod s-a făcut și la Calafat peste Dunăre.
și s-a făcut de curând, 4-5 ani de când e dat în funcțiune. Vreau să vă spun că în Calafat, de asemenea, șomajul s-a redus de la 800 de oameni la 600. Da, de acord. Adică proiectul este altul, Mihai, că nu e vorba numai de un singur pod. Da, proiectul finanțabil, repet, ca să nu mai fiu rău intenționat, rău înțeles, proiectul este finanțabil. Există bani prevăzuți pentru această, pentru această lucrare de infrastructură. Înseamnă undeva la vreo 1,2 miliarde de euro. Scump, pentru că vorbim despre un pod, iar în jurul lui se fac o grămadă de drumuri care să lege acest pod de nu știu ce alte deci drumuri. Unul dintre motivele pentru care proiectul tunelului ar fi avut o șansă în fața podului era costul. Cu toate părțile ciudate, tunelul, după reperele celor care sapă tuneluri în toată lumea, o firmă sud-coreană s-a interesat de ceea ce s-a întâmplat și ulterior și o firmă germană, elvețiană de fapt, a spus așa, podul este mult mai scump decât tunelul pentru că podul, fiind pe Dunăre Maritimă, trebuie să aibă tăbierul înălțat la 40 de metri deasupra celui mai înalt nivel pe care îl poate atinge Dunăre. Ori asta înseamnă beton. Mult beton. Pentru că nu e vorba doar despre piloni și tabierul podului. E vorba și despre încărcarea, descărcarea pe pod. Accesul pe pod, respectiv, de partea și de cealaltă. Înseamnă mult beton să torni și să te duci ca să ai o pantă cât de cât omenească să urci cu mașina acolo. Și un alt avantaj al tunelului pe vremea respectivă, țin minte că era capacitatea acestuia de a integra și o cale ferată. Pentru că e un rotund și te duceai dincolo. Da, eu știu. Dar că asta s-a era vorbit în zona pe hârtie. Da, 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 exact. Pentru că în momentul în care a venit primarul de atunci, Marius Stan, și a început să vorbească despre acel tunel, chiar i-am și arătat într-una dintre emisiune chestii care l-a supărat teribil. Dom'le, astăzi când vorbim avem studiu de prefezabilitate, de fezabilitate, totul era în regulă, da? După care vine și spune, cerem bani pentru a face studiu de fezabilitate. Păi n-ai mai făcut odată. Nu ăla a fost pentru prefezabilitate. Păi n-ai făcut, nu ăla a fost fezabilitate. A, și după ce faci studiul de fezabilitate, faci unul de prefezabilitate. Și fiecare etapă trebuie să aibă fezabilitatea. Nu, deci era clar că se vorbea din, din amintire. Nicușor, din punctul tău de vedere, studiile. Așteptăm proiecte mature pentru finanțare europeană, cum ar fi Sibiu-Pitești, Pitești-Constanța sau podul de la Brăila. Declarația doamnei Corina Crețu. Ce ar trebui să înțeleagă în acest lucru? Adică? Spunea domnia sa, este singurul proiect, este cel cu linia de metrou. Așteptăm în continuare proiecte mature pentru finanțarea europeană. Cum ar fi Sibiu-Pitești, Pitești-Constanța sau podul de la Brăila? Păi, cred că ea acolo știe mai bine și nu știu acum cât de mult sau bine suntem noi în măsură să exprimăm o părere despre subiectul ăsta. Dar cred că ea acolo are mai multă informație și mai bună informație despre lucrurile astea și ajungem iarăși la ce spuneai, că e un cerc vicios. Promitem, facem puțin. Dar e vorba despre presiunea rezultatului electoral. Păi da, și lucrurile astea de obicei se amplifică și se măresc, se dezvoltă ca intensitate pe măsură ce se apropie anul electoral. Știm cu toții că în primul an după alegeri și în al doilea an toată lumea este într-o stare din asta. Nu facem aproape nimic, ne păstrăm resursele, efort, promisiuni, realizări, le păstrăm pentru ultimii doi ani și mai ales ultimul an înainte de alegeri. Dar am o veste și proastă. Ăsta... Da. Am o veste proastă. Scuze. Pentru mine? Pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Alegerile, următorul șir de alegeri, europarlamentare, prezidențiale, locale și pentru Parlamentul României, cel mai probabil va fi un vot politic. Că oamenii se vor uita la cât de fragmentată și la cât de furioasă este națiunea în momentul de față. Este? E furioasă. Eu nu prea mai cred. Avem de-a face cu... Vom avea de-a face cu un vot politic. Adică mai ușor cu... Da, bun, ai asfaltat. Oricum trebuia să asfaltezi. Da, bun, ai construit. Nu contează. Oricum trebuia să o faci. Dar votul va fi politic. Pro-PSD sau împotriva PSD? Nu știu. Cred că e de vreme să ne pronunțăm cu asta. Atâta timp cât nu există un studiu foarte bine făcut pe subiectul ăsta, mi se pare că e o falsă problemă. De exemplu, săptămâna asta avem referendum.
sâmbătă și duminică, da? Da, o să vreau să vorbim și despre acest subiect. Atunci revenim atunci. Am câteva întrebări pentru voi. Ca să închei, lucrurile astea se vor mări și se vor amplifica și se vor fructifica într-o anumită măsură, probabil se vor și fructifica. Nu putem să trăim iarăși încă 4 ani sau 5 ani între alegeri cu promisiuni pe care să constatăm cu toții că, băi, iar ne-au păcălit. Deci iar au trecut 4 ani de o să vă dăm, o să primiți, o să aveți, după care, bă, hai să mai votăm, să nu mai votăm, iar avem de ales între rău mai puțin rău. Cam așa s-a ales în ultimii ani. Cu siguranță. Da. Pentru mine rămâne pe acest pod, rămâne cu niște declarații absolut contradictorii. Contractul a fost semnat, dar nu știu despre care contract vorbea domnul Frances Chiriac, dar dacă spune se vor depune facturile pentru decomutare la Comisia Europeană, este foarte simplu, spune domnia sa, înseamnă că se referea la contractul de finanțare. Domnul Mihai Tudose spune, repet, proiectul încă nu a fost depus la Bruxelles, dar suntem în termen. Cred că este și o ușoară necunoaștere aici. Nu zic acum că nu sunt profesioniști și măcar a ști ce înseamnă un contract și sau semnat sau nesemnat sau care este mersul lucrurilor la nivelul acela. Dar poate că președintele Consiliului Județean și toată echipa de, care coordonează sau are tangență cu această investiție, poate ar fi bine să ia așa o mână de ziariști locali și nu numai, și să meargă pe o tarla undeva și să spună, uitați, mai aici este șantierul sau aici este primul șantier aferent podului. Asta nu e un lucru greu de făcut, pentru că chiar a început să se curețe ceva. Pentru că nu e greu. Dar eu vorbesc despre hârtiile de finanțare. Asta este că s-ar putea să nu știe lumea de acolo care este mersul normal al lucrurilor de la un nivel în sus. Peste ei cum ar veni. Și Madame Crețu, doamna, să spună... Doamna Crețu. Da, vorbim, mă rog, frumos, am vorbit franțuzește. Da. Okay. Așa. Să le fi dat așa un fel de băbârnac și să le atragă atenția. Poate n-au înțeles sau poate ei cred că dacă domnul Tudose a semnat în ultima zi de mandat de prim-ministru, a semnat acest contract, nu știu cu cine. Era vorba adică, dacă l-a semnat doar el, poate aici e o problemă. Poate că nu e suficient. Sau nu asta înseamnă că s-a rezolvat podul și gata, o să crească din apă betonul de care îl spuneai tu. Pentru că nu știm ce conține contractul. Pentru că nu știm. O să revenim cu acest subiect, dar după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim. Bună seara, am revenit la Deschide Lumea împreună cu cei doi invitați pe care i-am în această seară. Nicușor Zanfir, blogger din Brăila, bună seara, Nicușor. Bună seara. Și Mihai Costache, jurnalist din Galați, până nu de mult realizator al emisiunii Deschide Lumea. Bună seara. Bună seara. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre ceea ce se întâmplă bine și în Galați și în Brăila. N-am reușit să aflu foarte multe lucruri, iar înainte de pauza publicitară vorbeam aici despre podul peste Dunăre, un pod pe care toată lumea și-l dorește, și gălățeni și brăileni, de cel puțin dacă vorbesc. Cred că mai mult și-l doresc. Și tulcenii, deși iată că reprezentantul județului Tulcea în Parlamentul României, în Senat, era domnul ministru Teodorovic, da? Da. Domnul Teodorovic, care la un moment dat a declarat, citez, proiectul este blocat de interesele personale a unor politicieni locali care te mai plimbă cu bacul, care mai văd ce mai e pe la Bruxelles. Foarte bună declarație. Trimitere directă la vicepremierul Ștefan Viorel și la europarlamentarul gălățean Dan Nica. Eram la vremea respectivă la Strasburg când Teodorovici a făcut declarația asta. În conferința de presă l-am întrebat pe Dan Nica, dom'le, cum comentați faptul că, iată, un membru al guvernului atacă vicepremierul și pe dumneavoastră? Și domnia sa a evitat să răspundă, a spus, atâta timp cât nu există o declarație cu nume și prenume, nu fac niciun fel de... Când o să aud o declarație care să mă privească, atunci ca observație. Politica în România a ajuns un fel de știrile din sport de la ProTV cu 15 ani, 20 de ani. Toate încep cu Becali? Toate încep cu Becali, care este liviu. Dar nu. Dar cum era situația? Declara Becali ceva dimineață, la ora 11. Reporterul avea declarația lui Becali și îl suna pe Borcea. Domnul Borcea. Nea Cristi. Uite ce a zis Becali. Zică nu știu ce, zică nu știu cum. După care a sunat înapoi pe Becali. Uite ce a zis Cristi.
Și până seara va breaking news. Aveau media știrea. Mai băga și pe Mitică Dragomir puțin. Mai intra și Mitică Dragomir. Și așa era. Avem opinii despre păreri. Avem, comentăm declarații. Actul oficial, să vedem actul. Să vedem textul de lege, nu titlul legii. E foarte important. Titlul legii, vă aduc aminte cât s-a prăjit România cu legea alegerilor pentru sistemul nominal. În 2008. Da, sigur, a fost făcută. Titlul a fost un titlu absolut fenomenal, de mare impact. Conținutul legii, de o toxicitate fără sau în istoria contemporană, modernă a României. A respectat principiul știrilor de acum. Titlu frumos, atrăgător, știrea nu mai contează. Exact, da, da. 80% din oameni se mulțumesc cu ce citesc în titlu. Și îl mai și preiau ca o realitate sau ceva. Și podul, mă tem că nu este suficient. Și dau exemplu încă o dată. Exemplu Calafat, exemplu Giurgiu, Cernavodă nu mai vorbim, și Vaduei. Nu, tot proiectul este foarte mare și are o grămadă de... chiar m-am uitat pe ceea ce scrie acolo, o grămadă de drumuri care să facă conexiunea între acest pod cu drumurile județene, drumuri naționale și așa mai departe. În schimb, de ce cred totuși că atât doamna Corina Crețu cât și domnul Tudose au dreptate când declară că proiectul încă nu a fost depus la Bruxelles? Pentru că am găsit o declarație a ministrului transporturilor care l-au comunicat, de fapt, este la Ministerul Transporturilor și spune așa: la acest moment, Ministerul Transporturilor se axează pe termen scurt pe evaluarea și selecția următoarelor proiecte mari, mature, prioritare, varianta ocolitare-Satu Mare, autostrada Gilău-Nădășelu și proiectul integrat de dezvoltare a infrastructurii rutiere aferente, Certurii Bucureștiului. Pe termen mediu, vor fi transmise către Comisia Europeană în vederea aprobării următoarele proiecte mature de investiție. Podul de la Brăila, drumul expres. Deci e vorba despre depunerea documentației pentru obținerea finanțării la Comisia Europeană pe termen mediu. Așa că declarația domnului Chiriac că și după toate definiții, termenul mediu ar fi undeva un an, doi. Dom'le, îmi place să cred că la un moment dat se va face. Se va face. Haideți până... Dar este necesar podul ăsta așa de tare? Cred că este necesar până la urmă acest pod. Orice lucrare de infrastructură care, știu eu, ar putea să modifice harta rutieră a României, să treacă pe aici mai multe mașini, cred că este în folosul ambelor comunități. Îmi place să cred că este un studiu de trafic făcut, nu? Am citit un studiu de trafic, apropo de trafic între Brăila-Galați, Brăila-Buzău, Brăila-Slobozia, Brăila-Focșani. Cel mai slab trafic din toate rutele astea, știți unde era? Brăila-Buzău. Brăila-Buzău, da? Da. Nu, deci mai mic decât Brăila-Galați. Bine, aici e clar. Fără doar și poate, pentru că... Dar... Ce facem? Lăsăm podul la o parte. Ce facem cu spitalul regional care ni s-a promis și în campania din 2012, dar mai ales în 2016 a fost doamna deputat PSD Lucreția Roșca de două ore aici în platoul emisiunii. Simt că am filmat odată o știre pentru Realitatea TV și filmam undeva în nordul Galaciului, înspre Vânători. Un teren unde ar fi urmat să fie cel spital. Acum vorbim despre spitalul regional dintre Galați Brăila, situat tot în zona aceasta dintre Galați și Brăila, nu? Acolo era. Zona ANL-uri. Da, mă rog, e desenat. Nu sunt în stare să termine o secție de într-un spital județean deja existent. Nu sunt în stare de câți ani la Brăila. Și s-au lăudat, vă dați seama, s-au lovit de un perete la propriu, nu puteau să găsească o soluție tehnică sau cum a fost proiectat, nu puteau să unească două corpuri de clădiri datorită unui perete. Și stăteau și se uitau, nu avem cum. Avem un perete, cum procedăm? Ce-i facem? Aveau colțul unui perete și trebuiau făcută, deci, știți cum era asta, pe colț, trebuia să dea jos colțul ăla care e structură de rezistență, dărâmau clădirea. Ce să așteptăm să facă un spital regional? Intră tot în zona aia metropolitană, a intereselor, a orgoliilor, a ambițiilor și a... Pe de altă parte, însă, avem... Spitalul este doar un vârf de iceberg. În spate avem așa, un sistem de învățământ medical care produce medici și pe care, slavă Domnului, că mai avem. Și funcționează în niște parametri rezonabili. Da, funcționează bine. Facultatea de medicină de la Galați a început să funcționeze pe de altă. Adică am avea, pe un termen mediu,
cel puțin, dacă te-a pus să construiești acum spitalul, clar nu-ți ia un an, până când va fi full option, să spunem așa. Terminăm ai exact, ai de... timp și ai o generație de absolvenți medici care pot să profeseze acolo, plus ce mai vine din țară. În același timp avem și o cerere înfiorătoare. Și aici mă gândesc la faptul că pe temei de depopulare în următorii 15-20 de ani, numărul persoanelor vârstnice, cei care cu precădere consumă servicii medicale, sunt cei mai mulți consumatori, cele mai multe resurse din sistemul medical, vor fi un număr dublu, poate triplu, față de cei de astăzi. Adică persoane în vârstă de 60 de ani și peste, în Galați și Brăila, vor fi de 3 ori mai mult în următorii 20 de ani. Nu o să mai fie 20.000 sau 30.000 de persoane. Vor fi 100.000 plus. Vorbim de județ sau de municipiul Galați. Da, păi vor ieși generația mea, înseamnă... va ieși la pensie, exact. Da? Decreței 67, 66, 68. Deci creșterea pe municipiul Galați a celor în vârstă de 45-49 de ani în ultimii 5 ani e de plus 78%. În județ plus 109%. Și în Brăila valorile sunt apropiate. Vine valul. Vine un val care va... Wow. Nici nu vreau să fiu... Crezi tu prezent. Că la nivelul ministerelor stă cineva și analizează situațiile astea? Și să ia niște decizii prin prisma lor? Îmi place să cred că da. Îmi place să cred că da. Da, bine, cu siguranță e dacă cineva nu la care minister, face atunci la Parlament, dacă nu la Parlament, atunci la președinție, dar cineva, ce știe face cu rezultatele. Toate aceste lucruri. Adică dacă face ceva cu rezultatele, că dacă doar le analizează, nu e suficient. Da. Și starea de sănătate a oamenilor va fi un factor de presiune uriaș, cel puțin pe clasa politică. Și dacă nu face acel spital acum, astfel încât să fie funcțional în următorii 10 ani, 15 ani, vei avea o mare problemă. Așa, cum e cazul și a drumului expres. Și eu știam că spitalele regionale ce au luat în calcul acum sunt 3, unul la Iași, unul la Târgu Mureș, parcă și unul la București. Nu era vorba de Brăila acum mai nou. La început au fost 5 sau 7. Erau 7. În preajma alegerilor atunci. 7, sigur. Iar Galațiu, spunea doamna Lucreția Roșca la vremea respectivă, ar fi fost unul dintre Galați Brăila, ar fi fost una dintre acum eu știu că au rămas 3. 3 au rămas. Da. Și, dar odată cu, știu eu, legea parteneriatului public-privat, iar ni s-a dat o șansă. Nu știu ce înseamnă aia, parteneria public-privat, hai să fim serioși. Sau nu vor să învețe ce... Da, același lucru cu drumul expres, Galați-Brăila Buzău, sau Galați-Brăila Drașna. La fel ni s-a promis, veniți aici în platoul emisiunii, domnul senator de Tecuci, Daniel Butunoi, senator PSD, șef al Comisiei de Transporturi, și spunea până în 2020 avem drum expres Brăila Buzău, Buzăul să fie legat printr-un alt drum expres de Ploiești și de la Ploiești există acea autostradă, deci iată cum se leagă Galațiul de București. Ura. Cred că mai Galațiul are nevoie de două drumuri expres. Unul care să lege orașul, partea de sud a județului, de București, prin Buzău, eventual, și doi, unul care să ajute la o fluidizare a traficului pe Galați-Tecuci. Fie că e construit pe teritoriul Galațiului, fie că e construit pe teritoriul Vrancei. Cel mai probabil va fi construit pe teritoriul Vrancei, între Focșani și Brăila. Astfel încât să preia parte din traficul de Tecuci Galați și să mai poți să respiri. Chiar am mai avut o emisiune săptămâna trecută cu președintele Consiliului Județean Galați, care a vorbit despre investiția făcută pe drumul județean 251, dacă nu mă înșel, care în momentul în care va fi finalizat, va fi un drum, știu eu, care va putea fi folosit alături de drumul acesta Galați Tecuci, care este drum național ăsta, da? E DN25. Drum național, nu poate interveni CJ-ul. Consiliul Județean intervine pe drumul județean 251, dacă nu mă înșel, și că poate mergând să preia... centrul județului. Da, poate să preia o mare parte. Va fi un mare avantaj pentru că fluidizarea traficului, conceptul este simplu, l-au folosit toți buni administratori, cel puțin din estul Europei, cam model de bună practică din Occident. Cu cât ai influență mai mare în trafic, cu atât poți să transporți mai multe bărfuri, mai mulți pasageri. Ceea ce înseamnă că dacă poți să transporti bărfuri, scad niște costuri. Dacă scad niște costuri, te gândești la niște investiții de banii ăia. Poți să folosești investițiile ca să dezvolți
niște investiții, cum să spunem, ateliere, fabrici în zona Braniștea, Independența și mai la nord în județul Galați, sau axate pe aceste drumuri, sunt mana cerească, pentru că Galaciu concentrează numărul de angajați, probabil 80% sunt în municipiu Galați. Nu știu, n-ai auzit declarația sau ce spunea ministrul transporturilor. Îmi cer scuze, n-am auzit de domnul Șova. Lucian Șova, domnul Lucian Șova. Autostrăzile duc la scăderea interesului investitorilor în... Da, am spus una dintre declarații. Podul sau autostrada nu sunt suficiente. Autostrada este și la Slobozia. Încă o dată întreb. E Slobozia un model de dezvoltare? Și e de mult. Au de mult autostradă, galaționare. Da, bine, e ușor impropriu să spui că Slobozia are autostradă, pentru că de la Slobozia până la Drașna sunt... 20 ceva, 20 de kilometri. Parcă. Iar de la Galați și o barieră. Acolo sunt... Da, și o barieră, și o barieră. Mai avem foarte multe minute din emisiunea de astăzi și aș vrea să atingem totuși ceea ce se va întâmpla în acest weekend, la sfârșitul săptămânii. Românii sunt așteptați la un referendum pentru familie. Modificarea unui articol din Constituție prin care căsătoria să fie definită ca acordul liber consimțit dintre un soț și o soție, nu între soți. Cu ce ne ajută pe noi acest referendum, domnilor? De ce nu este anulat datul în urma deciziei Curții Constituționale de pe 27 septembrie? Nu știu să răspund la această întrebare. Decizia Curții Constituționale, cel puțin din punctul meu de vedere, anulează de drept utilitatea acestui referendum. Pentru că ea spune, e voie. Punct. E voie să ce? E voie să existe un cuplu sau să existe o familie formată din două persoane de același sex. Punct. Vreți să-mi spuneți că dacă un cuplu vrea să facă lucrul ăsta, nu-l va face, plecând în... urcă în avion, pleacă în Elveția, se întoarce, în două ore este căsătorit și acceptat. Obligatoriu. Dar căsătoria respectivă în acest moment... Da. Nu este recunoscută de statul român. Sigur, în codul... Nu e recunoscută de biserică, în primul rând. Nu, de statul român. Statul român. Statul codul român familiei va fi recunoscut. Urmează să fie. Astăzi nu este. Asta codul civil spune foarte clar. Căsătoria este acceptată între un bărbat și o femeie. Păi tocmai. Și întrebarea mea este dacă în codul civil este prevăzută această mențiune, între un bărbat și femeie. De ce mai dăm 43 de milioane de euro? Am auzit o opinie, care se dorea a fi argumentată legal. E vorba de această contradicție în Constituție și a evita eventuale tertipuri abocățești sau nu numai, care să vină și să spună, nu știu, doamne, în Constituție nu scrie. Aici. Ar fi, cred, nu, păi, justificarea. Dar, din altul de vedere, eu cred o lege că în România ăsta este dorit în primul rând de biserică. De bor. Fără doar și poate. Bun, și înțeleg că s-au strâns 3 milioane de români care au semnat și au dorit acest lucru. Aici, 21 de mingalați. Aici este un alt subiect. Da, politicienii spun, domnule, nu putem să rămânem surs la dorințele a 3 milioane de oameni. Dar la referendumul cu 6,7 milioane de români care au votat referendum pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, până nu îl discutăm, realmente nu îl discutăm la întrebarea lansată unor politicieni. Dom'le, dar ăla acum, nu ăla e subiectul acum. Deci, eu atât întreb, dacă astăzi în România nu este permis ca doi bărbați sau două femei să se căsătorească, de ce trebuie să facem un referendum și să dăm 43 de milioane de euro ca să scrie și în Constituție același lucru, când în codul civil e prinsă treaba asta. Haideți să vedem lucrurile într-o perspectivă ceva mai îndelungată din punct de vedere istoric, să spunem. Noi ne uităm la ce se întâmplă acum luna trecută, cel mult. Hai să ne uităm în spate. În anul 2014, Curtea Constituțională a consfințit eliminarea obligativității orei de religie. Instantaneu, Biserica Ortodoxă a început o luptă pe care și-a câștigat-o. Și-a câștigat-o foarte repede. 90% dintre părinții elevilor de școală generală au semnat că doresc ca fiul, fiica să participe la ora de religie. Acum, ce învață copiii la ora de religie? Mi-e greu să fac o apreciere. Nu o fac.
Dar n-a făcut nimeni un studiu serios să vadă, de exemplu, câți dintre cei aflați în închisori au avut ce note la religie. Ca să înțelegem dacă a folosit sau nu. E o falsă problemă. Mai departe, cumulat cu chestiunea catedrala Neamului, Mântuirii Neamului, cred că este un fel de... Biserica își arată importanța în cadrul statului, în cadrul Republicii România. Și se vede că este foarte important. Modelul rusesc. Nu neapărat. La alegerile din primăvară, Patriarhul Kiril a toate Rusiile a votat. A fost la urne. Era și-a votat la urne. A fost la televizor. Acum chiar sunt curios ce se va întâmpla aici. Să vă poziționez de partea cealaltă, pentru că văd că avem o poziție oarecum... Nu, dar eu trebuie privit ca pe un experiment electoral, social, politic. Din punctul meu de vedere, astăzi când vorbim, există mulți oameni, mulți români care se sperie de acest lucru. Ar putea să se căsătorească doi oameni și să ne adopte copiii. Da. Asta cu adoptatul copil, să-mi adopte mie copilul. Păi da, în primul rând nu-l las eu, nu renunț eu la el ca să-mi-l adopte cineva. Da? Cât privește că vor ieși pe stradă, vrei să vezi așa ceva, oameni care ies pe stradă de mână și arată doi bărbați, nu o să le interzică nimeni să facă chestia asta dacă vor dori să o facă. În egală măsură nu vreau să văd nici doi beții, nici șapte candalace și mai departe. Nu, asta n-am înțeles. Dacă tot avem o lege care spune clar, astăzi pe teritoriul României e permis să se căsătorească doar un bărbat cu o femeie, de ce trebuie să facem un referendum ca să aflăm dacă acest lucru e dorit sau... Pentru ca toată lumea să înțeleagă cât de puternică și cât de importantă este biserica în statul român. Eu cred că mai este un efect dorit la acest referendum, consolidarea sau confirmarea poziției liderului PSD. El de aici își va extrage... Am o veste proastă pentru domnul Dragnea. La Galați sunt peste 60 de persoane care s-au retras de ieri până astăzi din funcția de președinte sau locțiitor al secțiilor de votare. În Sibiu sunt peste 100, în Dolj sunt peste 80. Vor veni alții în loc. Sunt atâția administratori de bloc. Ok, dar asta înseamnă că sunt oameni care nu doresc să muncească două zile, că e de muncă. Deci cei au de muncit și nu-i deloc simplu să stai de dimineață până seara, ba mai mult. Și după program ca să predai sacii respectiv cu voturi. Și doi, cu precădere, acești oameni sunt angajați în administrație. Nu mai avem timp din emisiunea de asta, am avea o grămadă de lucruri de discutat despre acest subiect. O să... Da, luați ca pe un experiment social, politic și electoral. Electoral am să le iau, Mihai, și știi de la ce mă gândesc? Faptul că argumentul politicienilor nu este mult să plătim 43 de milioane pentru două zile de referendum, deci nu înseamnă mulți bani. În schimb, nu se pot cheltui banii aceștia pentru alegerea primarului în două tururi, pentru că costă foarte mult. 43 de milioane atunci înseamnă prea mulți bani. Vă mulțumesc amândurora pentru prezența în emisiunea de astăzi. Vă mai aștept aici în platou. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!